Am vrut de mult timp să încerc așa un fel de desert, gateau, se numește, este pavlova, care e din bezea de asta uscat tare, și mie aceea nu-mi place. Pe urmă este sponge cake obișnuit cu cremă de unt, da, butter cream, sau este cream cheese pentru straturi. Dar este ca așa un desert, tot cu sponge cake, doar că e înghețat în congelator și numește gateau. Este tort rotund, este bară de asta. Era exact așa de căpșună, dar am decis să nu iau, că de fapt zmeurul nu prea îmi place și asta e ca nouă. Și ele rotunde sunt de ciocolat, triple chocolate, care n-are ce treabă să-mi placă. Pe urmă este zmeuri de nu știu ce acolo. Eu am luat așa ce mai interesante, că se gustă anume categoria asta nouă deserturi. E sponge cake, doar că n-are cremă de unt, are mouse-ul e crema asta mai pufoasă. Și avem sponge cake umplut cu toffee cream mouse, da? Avem niște depozite de sos de caramel și acoperit cu sos de caramel, decorat cu cream mouse de vanilie, chocolate flavor drizzle și caramel. E așa e cutia. Da, și cum e că el arată, trebuie să-l dezgheț, că el așa e. Dacă așa e înăuntru, se vede aici? Da, ectele straturile. Se primește că avem 3 straturi de sponge cu mouse. Pe mijloc, aici văd că da, se vede 3 rânduri de sos de toffee. Da? În loc de buttercream și ala lor. Și deasupra la fel e mouse de vanilie deja. Cu bucăți și tot așa la sos de caramelă. Îmi dezdem mouse-ul ăsta și cu dânsul. Avem frișcă, paș 4 prin știu, mouse-ul e din frișcă bătută, ou, caramelă, sos de caramelă, unt concentrat, colos, bla bla, mai scurt multe. Frișca asta e leacă grețoasă. Mie niciodată nu mi-a plăcut tare mouse-ul. Unul ăsta exterior. Mi să-l dau și o leacă mai într-o parte, că nu-mi place mie ăsta. Așa avem destul aici, nu, ladă. Sunt toate la un loc. Nu mai au să este, parcă e frișcă bătută. Și pe mijloc avem sos, între straturi. Da. Așa și este. Sosurile. Dar nu e chiar sponge cake. E soft sponge, nu e cake. E diferită la textură. Sponge cake-ul mai tare, mie îmi place. Și asta nu e rău. Ca versiune de desert, merge așa degustat odată. N-aș zice că super încântat. Asta albă deasupra nu-mi place. Prea grețoasă. Așa asta e, de fapt, dintr-o parte tot o treabă. Nu prea-mi place nici mouse-ul, nu-mi place. A fost cream cheese sau cam carrot cake, era mai bună. Așa e pe un 6. Nu prea-mi place, adică n-a să-l mănânc, dar am vrut să gust categoria asta nouă desertul și așa am în vedere că nu mă mai ating așa deserturi. De la Morrisons, ceva nou, profiterole bowl dessert. Eu de obicei e de profiterole order classic, am cac ciocolată deasupra, același eclair, doar tot același, doar că în altă formă. Dacă ceva am putut mai interesant, mie îmi place și aici ce m-a atras. Frișca mie nu prea îmi place asta deasupra. Ciocolata asta presurată tot tare, mai interesant, dar îmi place că e custard cu gust de ciocolată și sos de toffee. Și deja acoperit cu ciocolată, sugar de asta, de că ăsta e sosul de toffee. Și sper că umplutura lor e de custard de ciocolată. Sau nu, aia că e deasupra. Încă ăsta e custard de ciocolată și deja toffee aici și la fund undeva. Ne-am dat zi-am frișca asta bună ceva. Ciocolata nu-i gustoasă, frișca nu-i gustoasă. Dăm într-o parte. Zi-am profiterolele cum e. E simplu. Eu aș vrea să gust sosul ăla. Ce asta? Iată-l sosul. Greu să dau de tot într-o parte, așa, am găsit un profiterole.
Nectalui. Ambele sosuri. Să le vedem. Custard ciocolată. Toffee. Dar n-am luat un profiterole întreg. Deja un sandwich turbat. Sosul de toffee simplu. De custard ciocolată. Ok. Frișca nu-mi place, dar restul e ok. Am luat de la Morrisons ceva, niște cupturi sau patiserit, va putea să numește fresh cream cake și cu niște fier. Ok, fresh cream, ce avem aici? Fresh cream fruited scone, chocolate cherry muffin, donut and strawberry meringue. Ok. Să vedem. Așa arată. Ok. Nu, da, uite, uite, poate că așa de făcut. Pentru comoditate. Un pic mai ușor. Da. Așa, deci. Și cake avem aici. Asta e scone cu frișcă și cu zahăr pudră deasupra. Mai are așa ceva dulceață înăuntru? Asta e gogoașă de care spune frișcă. Nu-mi place așa, nu-mi place frișcă. Asta e scone de fructe. Tafidi. După cât văd, mai are ceva dulceață înăuntru, pe lângă frișcă. Nu știu, le plac la engleși tare mult frișcă. Că luați o bogat frișcă, acolo de parcă mare schimb. Că și da, sunt stafidi, poate, poate fi și cranberry, dulceață, măcar altă vorbă. Nu s-o pot juca, că să ne explodeze tot. Așa și m-am gândit dulceață de căpșună. Și tafidii sunt două feluri. Uscate total și uscate pe jumate. Cum îi se numesc? Raisin. Și nu știu cum, că au două denumiri. Este fix ca primul. Numai că primul e gogoașă. Mare foasă. Aici e bănul chifă cu fructe. Știu că este mai bun. Primul? Nu. Nu uita și nici la gunoi, dacă este ok. Deci dar zici cum ești. E un 7.75. Ciocolat. Cherry. Și cream muffin. Cum scurt, luat un muffin ciocolată. L-a umplut cu cireașă, după cât eu înțeleg. L-a tăiat în două. Și-a făcut sandwich de muffin cu frișcă. De exemplu, muffin de cireașă ei nu au, și asta e straniu. Că l-aș fi luat normal, fără cremă. Da, eu, pur și simplu, l-a luat, l-a tăiat în două, i-a pus dulceață de cireașă și frișcă. Din muffin clasic. Adică, fix așa, l-a tăiat și l-a umus ca pâine. Dulceață de cireașă. Frișcă. Exact. Dacă nu era muffin negru, era mai bine. Dar din frișcă mare sens nu văd. 6.75. Și strawberry Pavlova. Sau nu, meringue, asta e meringue. Sunt crocantă, văd că e de căpșun. Și la fel, la altul a făcut sandwich cu frișcă. Pentru și frișcă aici. Nu pot să înțeleg. Chiar nu înțeleg. De căpșună, dar ăsta e zahăr pur, adică chiar nu văd niciun sens de trasul. Așa puțin gust de căpșună, da? Albuș, zahăr și sirop.
6,75. La Morrison's am decis gust cream strawberry în custard tarts, da? Tarte cu ciut căpșună, frișcă și cremă de ou custard. Eu, pur și simplu, am gustat de la altă, mi se pare că de toffee, de altceva. Da, că de este încă n-am gustat de la Morrison's și opțin și este mai combinate, că ele ori cu cream, ori cu custard, deci cu toate. Așa, tartă cu custard, bucăți de căpșună, jeleu de căpșună și frișcă. Da, să le testez. Sper să fie bune, pentru că îți de căpșună la urma urmei. Tarta, văd geleu, frișcă și asta. Custardul, da. Frișca nu mă adaugă. Sunt foarte dezamăgit că n-are chiar căpșună, dar jeleu nici măcar dulceațul nu-i. 6,75. De la Morrison, Cake Shop, Cream and Raspberry Swiss Roll. Nu, asta e roladă cu sponge de vanilie, rolat cu umplutură de zmeură și frișcă. Și finisată e deja cu zahăr pudră. Frișcă 31%, făină, umplutură de zmeură 15%, pire de zmeură, zmeură. Așa, de obicei ele care nu sunt frigidier, ele sunt cu cremă de unt, da? Ceva butter cream, da, asta. Frișcă. Nu țin minte să fi gustat cu frișcă mai înainte. Și din frigidier anume de asta roladă. Da, să vedem cum e. Nu mi-e diferit ca butter cream, asta e precis. Nu simt frișul de asta foarte tare, dar oricum. Și la textură, altfel că mi-e deansă, mi-e gros tot, mi-e gros roada. Puțin dușat, aș vrea să fie mai multă. Dar general, sunt interesant, 7,5.